Florin Pârvu trece prin momente cumplite. Soția antrenorului de la Fece Voluntari a murit la doar 47 de ani, după ce a pierdut lupta cu boala nemiloasă cu care se lupta de ceva timp. Oana Alina Pârvu era internată de două săptămâni la un spital din capitală, acolo unde și-a dat ultima suflare. Anunțul trist a fost făcut în urmă cu câteva ore pe pagina de Facebook a clubului Fece Voluntari, care e alături de familia îndurerată în aceste momente grele. Florin Pârvu a sperat până în ultimul moment că o va putea salva pe femeia care i-a fost alături atâția ani, dar din păcate medicii nu au mai putut face nimic pentru ea. Acum s-a aflat și motivul pentru care Florin Pârvu a decis să demisioneze din funcția de antrenor principal al echipei Fece Voluntari. Acesta își dorea să petreacă mai mult timp cu familia lui, mai ales după ce starea de sănătate a soției lui a început să se înlăutățească. Din păcate, însă, Oana Alina Pârvu a părăsit această lume la vârsta de doar 47 de ani, iar acum familia se pregătește de înmormântare. Sincere condoleanțe familiei!